Serviciul de asistență stradală din capitală își extinde serviciile, acum copiii din familii nevoiașe și cei ai străzii se pot adăposti chiar și pe timpul nopții. Astfel, minorii își pot găsi nu doar adăpost, dar și o masă caldă, în special acum când noaptea sunt până la minus 15 grade. Astăzi am venit dimineața și am întrebat cum ați dormit. Zic, Doamne, dar eu și am visat astăzi. Este un lucru foarte bun pentru ei. Acum o să încercăm și activități ca să cu ei să ne ocupăm, ca să le facem cumva mai captiv timpul petrecut împreună. Pentru Mariana Frunze, copiii străini nu există. Ea știe istoria fiecăruia dintre beneficiari. Serviciul este unic în țara noastră și chiar dacă se află în capitală, ușile instituției sunt deschise pentru copii din toate colțurile țării. Chiar la moment, având 4 copii acum în serviciu, unul este Chișinău, iar 3 sunt de Republică. Cum ei ajung aici? Fie că fug de acasă, fie că încearcă cumva să salveze de situațiile care sunt acasă și vin aici în Chișinău. Adeseori ei se cunosc, adică nu sunt prieteni de acum și rețelele de socializare iau legătură și se îndeamnă unul pe altul ca să vină în pace. Centrul este mai puțin cunoscut publicului larg. Acesta a fost deschis în 2019, iar până în prezent acolo se află 40 de minori. Aceștia pot beneficia de mâncare, haine, jucării, cărți și 2 computere. În cadrul instituției pot fi cazați concomitent 10 copii, iar în prezent de aceste servicii zilnic beneficiază 4-6 minori. În cadrul complexului de servicii au fost amenajate 2 săli separate pentru fete și băieți, care au fost dotate cu toate cele necesare. Mulți beneficiari vin la centru din propria inițiativă. Totodată mergem în raze. Astăzi echipa noastră mobilă este plecată în raze pe teritoriul municipiului Chișinău, unde se le spună la toți copiii care găsim și să vină la noi în serviciu. Activitatea centrului, desigur, nu se limitează la găzduirea și distracția copiilor. În rândul personalului se numără și pedagogi care interacționează cu cei mici și adolescenții aflați în situații dificile. Ei ne văd ca pe niște părinți, pot să spun. Da, ei sunt câteodată foarte agresivi, că mai vin din stradă și unii mai folosesc și substanțe narcotice. Dar totuși noi ne străduim, adică să le găsim cheia asta, să discutăm cu ei. Copiii se pot afla în incinta centrului 45 de zile. În această perioadă, serviciul ia legătura cu instituțiile de tutelă și părinții pentru a determina soarta ulterioară a copilului.